Mă doare capul de nu mai pot, mă crezi? Mă consum. Pe mine mă consumă situațiile astea și eu dacă văd că mă consum, mă atac, mă enervez. Dar tu nu ai trecut prin ce am trecut eu, nici măcar o secundă. Tocmai, când eu n-am venit aici să trec prin... Păi da, dar tu ai spus deja că vrei să pleci, nici măcar nu ai trecut prin ce am trecut eu. Nu știu cum pot fi alții, dar eu nu pot, îți spun sincer. Din cauza lor acum plângi cum ar veni, nu? Nu mai suport situația asta, non-stop eu să fiu. Păi și obligat sunt și eu, nu vezi? Ia uitați! Ea este afectată de faptul că eu m-am jucat cu Robi, da. Și că n-a fost real? Da, și că ați făcut-o păi pe ea playeriță. Dar n-a fost real ce? Și de ce ți-ar păsa acum când ești în cunoaștere cu Sebastian? Asta e întrebare. Nu mai știu ce să mai zic, îți spun sincer. Eu nu mai știu ce să mai zic. De ce plângi? Că nu a fost Robi interesat de tine? Da, Virginia, de astea plâng. Păi nu, dar... Adică nu văd nimic de plâns în situația ta, înțeleg? Bine, că nu okay vorbeam cu tine. Crede-mă că dacă te uiți la episodul ăsta o să vezi. Stă cu mine la masă, o supără, bam, la Patrick. O supără Patrick, bam, vine și se mai muzărește și pe lângă mine. Asta s-a întâmplat. Nu vreau să mai vorbesc cu ei. N-am ce să vorbesc cu tine, pa! Ca la 15 ani.